Sportivii secției de baschet a clubului sportiv Târgoviște au reușit de fiecare dată să înregistreze rezultate foarte bune, dându-ne speranța că vom avea o nouă generație de mare talent. După basketbalistele lui Cătălin Tănase, care au ocupat treapta a cincea la turneul final Under 14 feminin, a venit rândul și băieților antrenați de Andreea Adios să continue șirul victorilor. Aceștia au spulberat toate adversarele din turneul semifinal Under 16, învingând pe Magic Champions București cu scorul de 65-47, iar în cel de-al doilea meci pe CSSI Pajura București cu scorul de 82-77, dar și pe Amicii Pitești cu scorul de 80-47. A fost un turneu relativ ușor, adică nu ne-a ridicat mari probleme. Am avut 3 meciuri, le-am câștigat pe toate 3 la o diferență confortabilă. Copiii s-au mobilizat, au jucat din ce în ce mai bine și ne-am calificat la acest turneu final, care se va desfășura de pe 5-9 iunie, probabil la București. În perioada 5-9 iunie, echipa de baschet a Clubului Școlar Sportiv Târgoviște va debuta în turneul final, care va reuni la start cele mai bune echipe ale baschetului juvenil românesc. Sunt mai multe echipe. Timișoara este un club cu tradiție, Oradea la fel. Deci o să fie o confruntare destul de strânsă, având în vedere că sunt... Exact. Trăgând în linie, Andreea Dios este mulțumită de activitatea elevilor săi, însă își dorește ca aceștia să dea dovadă de mai multă ambiție și concentrare pentru a obține un loc pe primele trepte ale clasamentului. Turneul acesta final este de grupă valorică B. Asta înseamnă că jucăm la nivel național pentru locurile 9-17. Și, teoretic, dacă se concentrau puțin mai bine copiii, ar fi evoluat în turneul final, adică de grupă valorică. Dar, una peste alta, având în vedere accidentările cu care ne-am tot confruntat la anul acesta competițional, sperăm să ne jucăm șansa până la capăt la turneul final și să ieșim în primele 10 echipe din țară.